Cătălin, cum anticipezi tu meciul cu Viitorul de sâmbătă, de la ora 18:30? Având în vedere situația în care ne aflăm acum, în acest moment, în clasament, nu mai meciul cu Viitorul, și celelalte meciuri vor fi decisive pentru noi. Iar ce e în joc, orgolul nostru, prestanța noastră, nu știu, tot ce înseamnă Pandurii, de aceea avem nevoie de victorii pe linie. Poate fi considerat acest joc ca un nou început pentru voi în acest sezon de Liga 1? Da, poate fi considerat și sperăm să luăm primele 3 puncte din acest campionat și, cum am spus, să continuăm pe această linie, că avem mare nevoie de puncte. Au fost multe mesaje de încredere atât din partea conducerii, cât și a staffului tehnic, către voi, către jucători. Cum ați perceput aceste mesaje? Câtă încredere aveți voi în forțele voastre în acest moment? Da, țin să le mulțumim celor din conducere pentru sprijinul acordat. Chiar au fost adevărați oameni, adevărate caractere cu noi după această înfrângere usturătoare de la Steaua și ne vom uni și sper să le răspundem cu o victorie sâmbătă. Sper ca și fanii să fie alături de voi la acest meci foarte, foarte important. Da, chiar avem nevoie de aportul fanilor și sperăm să aibă puțină răbdare. La fotbal așa este fotbalul, chiar dacă avem un început mai greu, totul se poate rezolva pe parcurs. Pentru tine perioada de integrare? Cum e? Pentru mine, din păcate, este o perioadă mai lungă de integrare, nu știu de ce, dar cu timpul sper să mă integrez și să le arăt fanilor și echipei adevărată mea față. Să redevii acel jucător care a jucat în Liga Campionilor, nu? Cu Oțelul Galați. Cum vezi tu FC Viitorul ca echipă? Cum sunt? Imprevizibili? E o echipă tânără. Este o echipă imprevizibilă, într-adevăr. Este o echipă foarte rapidă, dar bănuiesc că poate fi ușor de învins dacă vom da totul pe teren.